Pa, pa, la Lofoten. Mai venim mai deodată. Poate da, a fost fain. Plănuim ca mâine să ieșim de pe insulele Lofoten. Până mâine însă avem treabă. Bine, nu e treabă, că în mare parte e distracție. Dar, cum spuneam ieri, e că nu știm încă dacă înconjurăm pe uscat ca să mergem spre sud sau luăm un ferry. Și ieri seara, când Leve s-a interesat de opțiunile de ferry, a găsit opțiunea gratuită. Cumva, dacă iei un ferry chiar din capătul insulelor Lofoten, trebuie 100% să plătești. Dar noi oricum avem o drumeție mai spre începutul insulelor, să zic așa, mai la baza lor, și atunci oricum a trebuit să venim de aici. Și de aici este un ferry care e gratuit, din câte am înțeles eu, cumva face parte din autostradă. Nu știm încă exact cum funcționează. Mergem acum și vedem, pentru că drumeția tot din același sat, cumva, din același port începe. Până atunci însă arăt peisajul unde am stat noi azi noapte. Cumva toată ziua ar trebui să fie înorat, așa, nu ar trebui să plouă, dar umiditatea în aer, cât spunea că se zice că ar fi trebuit să fie 95% umiditate în aer, deci nici nu plouă, dar nici nu e uscat. Am parcat chiar lângă drum, numai că am dormit foarte bine pentru că nu e trafic aproape deloc în timpul nopții. Am parcat cu fața spre drum și atunci a izolat aia. Izolația la dubă în sine e foarte bună, plus că cel mai important, avem topuri de urechi. Aici în Norvegia, dar în general și în Suedia și în Danemarca, dormim practic fiecare dată cu topurile în urechi, foarte bine, pentru că ne simțim în maximă siguranță. Oare aici e ferry? Pe acolo undeva ar trebui să mergem drumeții. Aici e? Parcă da. Aha! Aici arată! Fuuu, multă lume! Ei dorm aici? Nu știu. A mers Leve să intereseze ce fac, pentru că de câte văzusem noi, ferul vine dimineața, numai pe la ora 6. Deci au mers acum să vadă dacă ei dorm acolo toată noaptea. Nu m-aș mira, sincer. Ar avea sens. Și atunci poate parcăm și noi aici și numai bine facem drumeție toată ziua și când venim seara tot în același loc rămânem. Nu știu cât de mare ar trebui să fie acel ferry, dar sunt foarte multe rulote. Nu știu dacă o să încăpem toate. Mai trebuia să mai stăm aici și mâine. Care e? Este și aici și acolo. Sunt două, numai că amândouă în limba norvegiană, nici măcar unul nu e engleză și nu înțelegem absolut nimic. Și nici pe internet nu găsim atât de ușor informații. Am întors într-un final că mergem noi, ne facem treabă, facem drumeția și după aia venim aici, stăm în rând și când îmbarcăm, atunci îmbarcăm. Nu știu cât o să vedem noi în drumeția asta, pentru că vârfurile sunt cam acoperite. Oricum eu încă am pe brumsculară de la ultima drumeție pe care am făcut-o. Și acum, dacă aia era cu scări, asta fix așa e, numai că ar trebui să fie mult mai scurtă, dar tot scări. Melc negru încă n-am mai văzut până acum. Acum ajungem la poalele drumeției, unde este și o parcare, pot să parchez aici, numai că este pe o oră 45 de coroane, care ar fi undeva 4 euro, și drumeția nu ajunge o oră pentru toată drumeția dus-întors, așa că noi am preferat să parcăm un pic mai încolo și ne-a luat 10, nu cred că am fost făcut 15 minute la pas. Lejer și e și gratis și putem să stăm liniștiți cât vrem noi sus. Pe care mergem? Pe toate. Pe toate? Le marcăm pe toate? De serios, pe care mergem? Pe toate. Aia? Very demanding path. Tot pe scări, ca și ei. Levi, când mi-a zis că drumeția asta e exact ca și aceea de alaltă ieri, numai cu trepte, am zis că serios. Da, e fix așa începe. Eu și așa încă am febră musculară foarte mare la picioare, în special la gambe. Pentru că urcatul, mușchii mei de obicei sunt obișnuiți deja, cred eu, dar coborâtul a atâtor scări, una după alta, a solicitat pe gambele. Te-ai încălzit? Da. Eu mai stau un pic. Am ajuns și la un overlook mic. Da, nu stăm, că nu suntem chiar atât de obosiți acum. Oricum, cine a construit treptele astea? Jos pălăria. Foarte, foarte bună treaba făcută. Am ajuns încă la un semn. În toate direcțiile. Noi mergem la Devil's Porten, care se traduce Poarta Dracului. Și e acolo. Numai că baie că a început să picure. Simți? Sau sunt numai norii? Vin peste noi? Unde scările? În Norvegia noi deja suntem obișnuiți ca în drumeții să vedem o oaie pe aici, două pe acolo. Sunt lăsate libere, cumva, din câte am înțeles eu, toată vara. Și spre iarnă le caută și le pune toate împreună. În sfârșit, văd și eu alți oameni pe traseu. Chiar la început ne mai întâlnisem cu încă un cuplu și atât. În rest, abia acum acolo în față mai văd. Cred că e din cauza vremii, de altfel obiectivul e super popular. Suntem oficial cu capul în nori. Nu prea vezi nimica, dar și cât vezi, ce frumos e. Arăt odată priveliște de aici, că după aia cred că o să fie tot în nori. Nu cred că o să se mai vadă foarte mult. Am ajuns. Am stat acolo vreo jumătate de oră, cred că mai mult, între care am făcut vreo două poze, mai mult am povestit pentru că se adunase vreo 3 grupulețe, cumva vreo 7 persoane eram în total și în afară de noi. Și am povestit despre locuri în Norvegia, care sunt faine. Așa, oameni faini, că toți erau din Norvegia și ne-au recomandat locuri. Unele le avem deja marcate pe hartă, altele le-am pus. Acum mergem un pic mai sus, pe drumeție. Îi lăsăm pe ei să facă poze în liniște. Și noi vedem ce este un pic mai sus. Nu că vedem foarte mult, că încă e ceață. Dar valea se vede cât de cât faină. Acum că am venit înapoi aici, nu e nimeni. Atunci se strânsese în grupuleț pentru că povesteam toată lumea. Acum a plecat toți și suntem numai noi. Și cumva arată chiar că e nimic în spate, numai că e ceață. De altfel acolo e gol oricum, dar nu chiar așa tare. Am venit acum un pic mai aproape, chiar la baza scărilor și cumva cum nu mai este așa multă ceață, se vede mai ușor că acolo e vale. Cumva și să urci acolo sus nu e atât de periculos. Imediat urc și arăt cât de lat e acolo. Na. Cumva e lat. De aici nici nu pare atât de înalt. Mi-a cam înghețat un pic nasul. Acum gata. Am lăsat, a fost frumos. Cu toate că Levi, mă bucur un pic că am prins ceață. Eu am prins-o cu ceață, da, dar mie mi s-a părut mult mai frumos așa decât cu vreme curată, pentru că așa ai impresia că e mult mai înalt decât este în realitate. Cumva și priveliștea ar fi fost frumoasă, dar nu poți să le ai și pe amândouă. Cumva afară aerul nu e foarte rece. numai că din cauza la ceață se simte mult mai rece decât e. Și apropo, din cauza ceață am ridicat drona și după vreo 2 minute în aer a făcut o aterizare forțată pentru că simțea mult prea multă apă în aer și atunci am venit jos. Am ajuns înapoi la semnul ăsta și dacă ar fi fost o vreme mai bună, am fi tentat să facem și drumeția asta. Spre deosebire de cealaltă care e foarte ușor accesibilă, aceasta, la piatra aia din mijloc, poți să ajungi numai dacă faci chiar cățărare și trebuie și echipament adecvat de cățărare. Cumva traseele, din câte am înțeles eu, nu sunt foarte grele, 6 și un pic, dar trebuie să fie vreme uscată. Acum, cum e nor peste tot și e apă, nu, nici nu vrem să încercăm. E mult prea periculos. Gata, am terminat drumeția. Acum am ajuns iar în parcarea aia de la Poale. Și în total, mama tata a făcut 1 oră și jumătate dus-întors. Dintre care, cum spuneam, jumătate de oră am stat pe Ovești, acolo sus. Deci, părerea mea e că o drumeție foarte, destul de ușoară, un mediu, aș zice eu, și se merită de făcut. Am ajuns iar lângă cimitir și de aici se vede acolo pietrele pe care nu le-am făcut. Aș zice că le lăsăm pe altă dată, dar nu cred că mai venim să le facem. Noi suntem acum la începutul lui iulie și liliacul abia acum înflorește aici. Așa frumos miroase. Și cât mergem pe marginea drumului, au plecat și norii și se vede și mai bine piatra. Nu. Nu. Vrei tu? Nu. Mergem întâi la... De asta ar trebui să mergem întâi la dubă să luăm echipamentul, să-l cărăm tot sus. Am ajuns înapoi la dubă și... Aici cred că o să mâncăm rapid, după care o să mergem și o să stăm la rând pentru vapor. Acum că Levi a terminat de a făcut cafeaua și a terminat cu treaba în bucătărie, vin eu să fac mâncare și îmi trebuie asta și asta. În asta este aripioare care mi-a rămas de la o mâncare și în asta este creveți care ne-au rămas tot de la o mâncare, făcusem pastă cu ele și nu e destul pentru o mâncare separat și atunci fac împreună și fac quesadilla. O quesadilla cu carne de aripioare de pui și o quesadilla cu creveți. Bun? Ai o creveți? Și să vrem să întrebăm de cineva că nu avem de cine. Cel mai important e că am parcat și stăm în rând. Oh, a fost cort pe mașină. Da, și-a ridicat cortul pe mașină. Da. Când pornim, pornim. Numai să... Eu, dacă mergem în spate și adormim. Și merge rândul fără noi. S-a mai uitat Levi încă o dată pe internet și... cumva a găsit că mâine la 9:30 pornește vaporul. Și atunci are sens de ce mașinile alea mici sunt goale, pentru că în rolote oamenii trăiesc în rolote și probabil acolo să doarmă și noaptea, dar cei care călătoresc în mașinile de astea micuțe sau nu neapărat călătoresc în mașini, dar cu mașinile, atunci parchează să păstreze rândul peste noapte și mâine dimineață vin, probabil dorm la un hotel sau ceva. Noi acum suntem în linia 2, în rândul 2, ăla e plin, linia aia e plină și suntem noi a doua mașină din față. Sunt curioasă, mâine dimineață, câte mașini o să mai fie în spatele nostru sau rânduri încă din dreapta ocupate. Nu știu, vedem mâine dimineață. Și bună dimineața! Acum este ora 8:40 și... să vedem câte mașini sunt. Deci cumva rândul nostru e tot plin și ăla tot e plin până aici. Acolo este o motocicletă care a venit acum și în loc să stea la rând, a mers exact în față. Probabil să obișnuiți la semafor, că merg drept în față. Și până atunci mai avem cumva încă câte 40 de minute. 50 de minute până ar trebui să pornească vaporul și fac pâine prăjită cu ou și mâncăm aia de dimineață. Dacă apucăm aici, dacă nu, pe vapor. Azi noapte și plouase un pic și spre dimineață s-a oprit, dar vremea încă e înnorată, destul de urâtă. A deschis bariera, exact că mâncăm noi. Motocicliștii care efectiv au ajuns acum la 15-20 de minute în urmă, a vrut să fie primii. Nu știu ce motiv, dar i-a oprit. Nu știu ce se întâmplă, că mașini merg acolo, dar nu din rând. Și Levi se înregistrează. Domnul acesta a mers mai înainte și a scris toate numerele de plăcuțe la toate și acum cred că le bifează care intră. Nu cred că e încă pe toată lumea. Fiecare centimetru contează. Dar chiar, nu cred că încape toată lumea. Nu cred, mai mult decât jumătate e plin. Da, că noi eram a doilea din al doilea rând. Și mai este încă tot rândul nostru în spate, plus încă unul pe dreapta și aici e din la jumătate plin. Da, știi cam cât ar trebui să fie drumul? O oră jumate. O oră jumate. O oră 15 minute. Ok, da, până atunci mergem sus și stăm sus. apa la Lofoten. Mai venim mai vreodată. Poate da, a fost fain. Acum este ora 10:25 și nu am ajuns la destinație, suntem încă pe o insulă cumva între și suntem opriți de ceva timp pentru că de aici vor să mai ia câteva mașini, dar nu este loc și așa că toate mașinile și dubele care sunt jos, una câte pe una le mută câte un pic mai în spate, și le trebuie să meargă să mute duba noastră și face loc în spate cât să ia mașinile de aici și nu e comunicație foarte bine că lumea nu înțelege ce se întâmplă și atunci trebuie să meargă la fiecare mașină care e acolo jos, care trebuie mutată, trebuie să caute proprietarul, să-l ducă jos, să mute și tot așa la următoare. Stăm un pic. Trebuie să mergem cu dupa ca să nu ținem linia. Așa, și acum așteptăm cu minți să se deschidă.